Va aflați într-o cetate medievală atestată la 1335. Este făcută în totalitate din piatră de către coloniștii germani proveniți din partea stângă a Rinului. Știți că Rinul este un fluviu, ca și Dunărea noastră, dar în Germania, și vin în sudul Transilvaniei, în Sibiu, Sebeș și Alba Iulia, Media, Sighișoara, Rupea, Făgăraș, Codlea, Rejul și Brașov. Acestea au fost cele 7 ținuturi săsești, Siebenbürgen. În momentul când au venit în zona, au început să construiască cetățile acestea. Cetății noastre îi se dă denumirea de Rosenau. Rosenau înseamnă în traducere liberă din limba germană, limba română, orașul trandafirilor. Pare să că în momentul când au venit la 1300 în zona Râșnovului, acești coloniști ar fi găsit aici niște trandafiri sălbatici. De unde s-au și inspirat? O să mă întrebă ce fel de trandafiri sălbatici am avut noi în zonă. Îi avem și în ziua de azi și dumneavoastră îi cunoașteți foarte bine. Denumirea populară, simplu de tot, așa este. Măceșul, care persistă de sute de ani de zile pe teritoriul nostru, în momentul înflorilor, seamănă cu trandafirul. După ce s-au dat denumirile, s-au făcut blazoanele. Blazonul nostru este format din trei trandafiri. Toate cetățile au blazonul lor. Inclusiv Brașovul, care s-a numit Kronstadt, are blazonul coroana și rădăcinile, care și în ziua de astăzi aceste sigle sunt respectate cu strictețe de fiecare oraș în parte. Așa arăta Brașovul încă la sfârșitul secolului XVII, cu ziduri duble ca la Vatican, stat în stat. Era unul dintre cele mai puternice orașe din Europa. Vedeți că pe lângă ziduri sunt șanțuri cu apă. Toate cetățile erau înconjurate cu apă, încă o măsură de protecție împotriva dușmanului. Numai cetatea noastră este undeva sus, pusă pe stâncă, așezată strategic pentru observare. Din punctul acesta, care este cel mai înalt din cetate unde sunt binocurile, se poate vedea cu ușurință și cu ochiul liber toată țara Bursei. Asta era menirea cetății noastre. În momentul când erau atacați, trebuia să anunțe întreg teritoriul. Anunțurile se făceau în trei forme: foc, fum, păsări porumbei și călare pe cal. Cetatea noastră nu a avut niciodată domnitor. Înaintea acestei cetăți a fost una din lemn făcută de către cavalerii teutoni. Nu se cunosc cauzele distrugerii acelei cetăți, se pare că dăm vina pe tătari, care prin specificul lor de luptă la urmă dădeau foc. Îndrăznim să ne întoarcem cu 2000 de ani în urmă. Aici a fost un lăcaș dacic, s-a numit Cumidava. La 4 km de la această cetate, înspre râul Bursa, se găsește un castru roman care este în săpături și acolo s-au descoperit monede de argint cu capul împăratului Traian. Încă o dovadă că romanii au trecut munții, s-au așezat aici în zonele noastre. Deci noi credem că suntem de cel puțin 2000 de ani pe pământul ăsta.
Vă mulțumesc. Mulțumesc frumos. Vă rog frumos să-mi dați un autograf. Astăzi veți scrie medieval cu pana. Aveți pene la dispoziție.